Astăzi ne-am aflat la Hlina cu un reportaj la doamna Tatiana Macarovna. Din Bender, care trăiește acum nu aici. Nu din Bender, din Grigulopol, creu. Ujăs, dar ce am spus eu tot asta la Bender? Fotografie în de atâta. Bine, fiți sănătoasă. Să vad aici. Ei, mai am un covor. Asta pe munca mea e făcut. I-am tăiș. Am găsit casa goală, am trăit cu cot și fixa nu m-a lăsat să mă înscriu cu dâns. Cota ne-a luat-o, 45 de mei ne-a luat cota. Cum adică v-a luat-o? O scris-o după dânsa, că nu ne-a dat voie să mă înscriu cu Colea. Aha, cu bărbatul matale? Da, aici, a doua. Că eu primul bărbat am trăit acolo în raionul Grigoropoli. În 87 la 5 iunie am dat aici. Și ea ca casa cu bleh, femeia asta ne-a dat mie un covor și ne-a dat dincolo, dincolo am cumpărat. Cred că vezi și cu Marian Lupo acolo, aud, ascult. Da, ne-a îmi place de dânsul. Da, dar noi să mănăm, e că mai degrabă cu dânsul și să mănăm. Tare mi-a plăcut mie de dânsul, el a fost așa că nu a tras gaz la noi în sat. Oaa, și mi-a plăcut mie de dânsul. Așa un om prielnic, așa un... Și ea că nu s-o prinit că să iei el aici. Lăsați că are post bun în Europa. Ai, nu-ți da, pierde. Mi-a plăcut de dânsul. Și eu cât mă scol. Îl țineți ca icoană acolo. Da, păi cum, ea că așa e și acolo. Și acolo ea este el. A, uitați-o, pe tot locul. Cum? Da, eu zic, domnul Lupu, tare ne place mata, dar n-ai avut noroc să ne conduci. Mi se pare că prea tare noroc are. Nu mai putem scoate pe așa oameni. Tare cu minte. Ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți? 80. 80, da? Din 38, la 8 ianuarie. Am un măr pe 81. Și când a fost fetița fie la Chișinău, ea că la vecinul ăsta dinaintea ușei, apoi mi-a spus că mata trebuie să primești 500 de lei, că ai împlinit 80 de ani. Și nu primiți? N-a, măi! Dar așa cât vă-i pensie? 1000? 1600. Bun, 1600. Apoi am înșit? Da, o viață întreagă. Eu am înșit cu 63 de cupoane, 93. Și bradarea lui... Aici, da, sătari. El m-a luat în lucru, după pentru m-a luat în lucru și eu luam biletenul și s-o adaus. Mă întâlnesc tatăl de sus, cum o zice acela, Voronin, ne-a adaus pensia. Pe toți și i-ați prins, da? Care au fost. Da, și aia că cu atâta eu fel am ajuns la 1600. Da, fix a luat cota și eu așa, mă duc cu cazul la mata, mâine la altul. Am blat cu ziua, da? Am lucrat și îmi dă un sac de făină, acolo, oriceva. Și eu așa trăiesc. Da, ajutor la primărie n-am nic. Nic. De la asistența socială nu vă vine sau nu aveți nevoie? Mă uite, curățel, așa, peste tot. Ia că veniți să zic eu. Ne ducem. Acel de covoraș. Asta eu am ieșit. Să arătăm. Și ne-a dat. Ne-a dat. Tăiat am cumpărat, tăiat am ieșit. Pe mânuțele mele. Cred că putem să arătăm chiar și ce mâncați. De exemplu, răcituri, așa că ca toată lumea. Am Deci asta dumneavoastră sunteți în tinerețe, da? Asta anul acela când am ți-o ieșit la Hlina. Ia că... anul acela când m-am maritat de 22 de ani. Frumoasă erați. Sunteți șamu. Da, asta era bărbatul meu primul la armată.
Dar pe femeie, nu-i bărbat. Eu A, când îți trăiesc prima. eram când el tot la armată. Lu bărbatul ăsta de doilea. Ea că era mic când o murit mama ei. Ea că mama Netofoi. ei cu tata ei, Golea, din... Și asta tot albumă, voi, da? Da, N-aveți așa pentru... asta femeia lui, aici e Colea și asta Leonușca. Ia că te uie. Dar eu pastez fotografiile, că... Da, e o amintire. De câți ani trăiți aici? 87. Regulă. Aici covor tot, eu l-am cumpărat. Astăzi vorbim numai de covoare, cum s-ar spune. Da, ia ca aia la mine terfele de mormântare. Așa vă pregătiți, dar parcă nu semănați din... Da, 80 de ani pentru deși. Iată, mama a trăit, Tetam, Dumnezeu să o ia ierte, tetam. 80. Tetam, numai să mor și să mă duc. Dar nu mai ziceți așa. Aca, rai de moarte. Tetam. Tetam. Aici așa mai simplu. Am avut niște cvartieranți aici. Icoane aveți pe tot locul, da? Ați Da! avut cvartieranți, spuneți? La gazdă, da? Da, o fac din Parcova. A, din Parcova? Din Parcova, adică. O fost la mine. Și ea că n-am dovedit să Și fac mai mult atât ați de luat? reparații. Mult ați luat? Eu baraie n-am luat. Bani de fier. Așa l-am Așa ținut. l-a ținut. Totuși vă ajuta Și ceva? cum ții cu minte. N-ai idee. Adică, ia să mu! Ai șapte drum la mine. Asta poate la casa credincioșilor acolo am văzut, nu? Nu, alătrea. Aha, alături. Știu că peste Aia drum era aveți... murari. Ăsta adică. Și el e la lucru. Are mamică, mamică lui a fost învățătoare de limba franceză, parcă așa mă înțeleg. Tare bine ne-am îngrădit. Și să trebuia, așa, Cine vă asta. ajută așa, ori nu aveți nevoie de ajutor până când? Tot faceți singur, dacă lucrați și cu ziua, Fac încă e prea bun. singură. Păi le fac singură. Pentru că n-am nedir de la nimeni. Așa. N-am copii, n-are și ne mai ajutat. Dar până când de ca cum vedeți. Nici un ajutor. Atât cât Dar îmi dă. cine ați vrea ca să vă ajute așa? Aș vrea ca să vii cineva. Ei, oameni buni, ai 350 de lei pe lună pentru compensație de lemne. Dar așa să vii cineva să-mi taie niște lemne, ori să fac ceva. La asistența socială nu v-ați adresat? La Nu, primărie. nici nu m-am interesat. Știu că domnul primar parcă e prea bun. Un om... Bun! Pentru dânsul. Mi-a ta, să mă scuzi. Ei, nu mai ziceți așa că îl știu tare de bun. De ce să-l criticați? Tare bun! Eu murit mama lui la ora 4. Și zicea Tania, haide și îi scaldau pe mama. M-am dus. Zicea Tania, hai și îngrădem ceva. M-am dus. Dacă m-am adresat eu la dânsul, era la tromna, la primăriță. Dar eu am zis, zic, atunci eu prindem psân. Și mi-a spus eu, Tania, dă-i 1.000 de rubli și zici, trec casa după aia ta, casa asta tu treacă după mine. Da. Ca eu pot să plinesc cineva la mine. Dar eu zic, ala tromna, 700 de rubli prinesc, dacă o mi-a împrumutat, eu rămân 2 luni de zile, fără de căpeică, fără de nică. Ei, pe banii tale, am ui spuilu. Primarul, domnul Sergeiș, el zice, Tania, eu nu vreau să am probleme. Aha. Nu, e un om cinstit, are, aș pune cuvântul pentru dumnealui. Tare bun. Dar nu vrea că
Copiii ăștia nu știu când sunt domovaia knigă. Aha. Numai noi cu bărbată, numai pur și simplu noi nu suntem înscriși. Și trebuie să întreagă casa după mine, că eu să prânesc cineva în casa asta, să trec casa după dânșe, ca să îmi dai un băt acolo de lemne, să mă ajute. Da, da. Dar pe ce taman să o treceți pe cineva? Nu trebuie să treceți pe matale numai. Dar am în vedere că adresați-vă de la asistența socială, trebuie să vă dai pe cineva ca să vă ajute la lemne. Lemne! Ia că toată vara cu cosăcica în cosăciantule, tăiat, nu ne-au mai dat nimeni și un ajutor. Nimenica! Iată, prin intermediul nostru, domn Sergeevici, ne știți, ne cunoaștem. Ia-mi vă rog, trimiteți un bărbat aici, la tăiet, la despicat, cum spune, niște lemne. Da, păi cum? Vă rugăm mult. Eu cu din stare stau frumos. N-am probleme să zic că i-am obișnuit tot ceva. Da. Dar pur și simplu, atâta că... E, păi, și matale, nu știți la cine să vă adresați, am vedere da, chiar după... Da, eu nici nu mă aduc nicăieri, eu scioară, nu văd nică. A, păi, vedeți, și ei nu pot ști față dacă nu vă adresați. Eu m-am adresat că la primar. El doar trebuie să facă aici lucru. Ei, dacă văd că nu-i nimeni... Poate mai... Scuzat, nu puteți să mă sui în cap la cineva are. O mai când uitat, poate, aduceți-i mai aminte, toți suntem pământeni. Ia ca la un om mai ieși mai sus, zic, bunit așa. Am fost la disfăcat la pșoi. Mi-a dat un sac de făină. Așa e eu. Bravo. Dar așa cât e ziua la dumneavoastră aici, în Hlina? Eu nu știu. Vreo 200-250? 200-250, dar eu, omul ăla mi-a spus, Tania, haide și ăștia să facă papșoi. Aduc. Tania îți dă un sac de faină. Dă un sac de faină, 280? Uh-huh. Trebuie să mănânc ceva? Așa e. La Orechean e tare scump pâinea. Uh-huh. Definitiv. Eu mă aduc la Lepcani, așa e jupâine, un batonaș. De 6 lei. Dar așa e 10. Poftim. Nu știu, cu cine ai sfădești? Mata, vin cu prietul matale, așa la vinde cu a lui, așa la cu a lui. Nu vreau eu să mă sfădești cu nimeni. Oi muri, oi muri. Că de foame n-am să mor, dar oi muri de, cum îmi zice așa, de zile. Da, dar când s-a terminat. Să-mi ne timpul să-i muri și gata, ce-i faci? Tata, tată. Bunelul lui... Bunelul lui, cum? Părintele lui, da, tata. O te 99 de ani, 6 luni de zile. Și mătușnea, eu nu și-o rășit. Dar eu luat și-o cumpărat niște soluții acolo și tablete. Aia el o trântit la un loc și-o băut. Trebuie să s-o murit. Iată, mulți nu știu și servesc spiritoasă și după asta dau tablete, pastile. Și Gheda David a murit, n-am fotografii, dar lui tată, Gheduşca Fidusei, haideți vă arăt eu fotografia și vedeți frumos eu, Gheduşca, am avut de pe mamă. Iată, despre acest bunil spuneți, da? Bindier. Din Bindier. El în Bindier fotografii a făcut armata. Tare... În armata au făcut în Bindier. Asta e Gheduşca, tatălu mama mea. Gheduşca Fidusei Carpenco. Că vezi că... E fotografie bătrână. Cred că matale nu m-a primit în sat gazeta comunistă. Sunt? Mai sunt mulți? Da. Credeți în comuniști? Ori în gazetă numai? În gazetă noi suntem scriși la comuniști. Dar ne-mi place. Și m-ați văzut pe mine în ziarul ăsta? Da, ia că te-am nu pe minte. Ujăs! Poți seamăn cu cineva? Aia are cum. Are cum ca să amineta. S-a fost o fetiță.
Люди чести и совести. А, кучала пътницин куркат? Я и затем. А, пи мене иста? Там сам мол Молдови. Ну-ну. Олег са мене. А, уйти? Да, да, да. А вообще, ну, сами не атаку дэнсу? Я штил. Я вот, кум, вот, пуш, в общем, я иди кондиции. Нам вот, лайдак, потурался. А мой щит, оп, чайник вот, да ярк. Шапури, это мои лукрата, шата, din 53 lucrez. Aha. Și a ieșit în 93 la pensie. În anul acela, când a ieșit eu de la Butor, asta, soset, soset ca mie și eu, și bărbat. Cum era viața iată acolo la Bindier și cum aici? Destul de bine acolo. Uh-huh. Acum mai. Aici mai rău. Mai rău, mai urât. Adică dumneavoastră vă-i mai urât sau în general viața aici e mai urât? Aici viața mai urât, mai scumpete. Încolo, uh-huh. În raionul Grigoropoli unde am trăit noi, amunea, pata mea așa de la uciot. Acolo, dar trăiește mare, n-a fatul, eu i-am trăit puteț. Și acolo, cu mult mai gine, pensia mai gine plătesc și producția mea ieftină. E când vine, ia mă împranta, nepoata. Și când vine de acolo, prinesc pensie, la ori și cartărbătoare, un... product, îi dă o tătșelea. De la noi nic! Mai era gai la Vasilna, mai era așa, mai dau. Dar mai nic!